Ionești, părăsesc în incinta. Știm doar că mergem să mâncăm ceva în Sibiu, ceva bun, eventual la Contichi. Să uploadez vlogul de ieri și mai mergem pe transferul Răușan. Nu știm unde dormim astă seară. Celebra ciorbă de burtă de la Contichi. Vreau să fac o precizare. Nu aveți încredere cu străinul Marian. Marian mănâncă oricine, dar vedeți și pământ și dar. Deci Marian nu este un etalon pentru mâncarea. Ok, gata, cenzurăm. Gata, am făcut-o și pasta. Mergem pe Transalpina. Am ajuns, Georgiana! Gata! Am ajuns! Yeeey! Ionesca e artistul familiei Ionescu și, după cum vedeți, are o viziune. Fiecare zbor cu drona este... Are o doză de adrenalină. Că mi-e frică să nu pierd. Ne-am oprit la 5 minute după ce am pornit la drum ca să mai zboare puțin Marian cu drona, că de, cea la jucărie. Este foarte implicat. Foarte, foarte implicat. Haideți să-l vedeți. Ce faci, mamă? Ți-ai găsit jucărie? Ionesca, citez. Hai că te înțeleg de ce ți-ai luat drona. Linge mașina. Ce faci? Ok, now what? Vezi că o să-ți dau o limbă pe față. Gata? Ce faci jos? Ce faci? Vezi că ăștia mușcă. Ok, acum hai să ieși încet. Hai, pa! Bye, bye, now! Ionesca e sătulă de mine și de a ridicat-o dronei, dar trebuie să ridic să fac o poză. Trebuie. Ești cu drona, boss? Da, îmi place. Mai luăm una? Îți luăm și ție una? Da. Pare
Mamă, ce mișto e. Și avem geam și la șosea aici. Yes. 114 lei camera pe noapte. Ionea scalivarează. După o zi de alergat, o ardem romantic. Ce zici, Georgiana? Mâncăm sănătos? Sunt doi găreși care nu mai mănâncă? Să știți că este foarte egoist. Mie n-a vrut să-mi dea să pilotez drona.